dintre tipurile de boli care pot afecta rinichii, diabetul zaharat și hipertensiunea arterială sunt cele mai frecvente boli care afectează rinichii la nivel mondial și totodată sunt cele mai tratabile. Diabetul zaharat, ca boală de sine stătătoare, prin felul în care evoluează, mai ales dacă nu este controlat, duce la afectarea rinichilor, o afectare destul de severă, adesea putând evolua chiar până în punctul în care să fie necesară inițierea hemodializei sau, mă rog, altă formă de suplere a funcției renale. Adesea pacienții aceștia sunt vârstnici, suferă de diabet zaharat de tip 2 și mai au și alte comorbidități, dintre care se numără și hipertensiunea arterială, boala cardiacă ischemică, la fel și hipertensiunea luată singură poate să afecteze rinichii. E cunoscut că de la hipertensiune putem să facem infarct miocardic sau accident vascular cerebral, dar prea puțină atenție se acordă și faptului că o hipertensiune rebelă necontrolată corespunzător în timp ajunge să distrugă rinichii. Hipertensiunea arterială și diabetul zaharat afectează rinichiul cumulat, în sensul că ambele boli împreună contribuie la declinul funcției renale mult mai repede decât fiecare separat. De asta e foarte important să fim evaluați nefrologic. Dacă intervenim din timp, putem să câștigăm foarte mult pe parte de prevenție a declinului funcției renale. În funcție de severitatea bolii renale, adică dacă pacientul este hipertensiv și sau diabetic și nu se știe cu o boală de rinichi, el trebuie evaluat anual. Dintre pacienții care sunt diagnosticați cu afecțiune renală, frecvența vizitelor la nefrolog depinde foarte mult de stadiul bolii. În funcție de cât de gravă este situația, pacientul poate fi evaluat lunar, în sensul că necesită o monitorizare foarte frecventă, tocmai ca să preîntâmpine agravarea bruscă a bolii și necesitatea inițierii hemodializei în urgență.